Complexul energetic Craiova va primi 300.000 de tone de cărbune energetic și 4.500 tone de păcură. Complexul energetic Turceni, 150.000 tone de cărbune energetic și 2.000 de tone păcură, iar Rovinari, 1.000 tone de păcură. În ceea ce privește complexul energetic Rovinari, am făcut solicitarea pentru scoaterea din rezerva de stat a 1.000 de tone de păcură, pentru că stocul de cărbune este suficient pentru funcționarea termocentralei în această perioadă, mai ales ținând seama de faptul că încă din luna septembrie, la exploatarea minerii Rovinari din cadrul complexului energetic Rovinari, s-a trecut la un program de lucru de 6 zile. Cărbunele și păcura sunt scoase de la rezerva de stat sub formă de împrumut până în 31 octombrie 2012, când va trebui returnat. Măsura a fost luată pentru asigurarea energiei electrice și termice pe perioada de iarnă.